primul rând, vă mulțumesc că ați venit la întâlnirea de la Societatea Apucanale Saonești. Întâlnirea de astăzi este, dacă vreți, în urma unui comunicat de presă pe care Primăria Onești l-a lansat la sfârșitul săptămânii trecute, în care se preciza modul în care Primăria Consiliului Local Onești ei doresc să preia până la urmă activitatea de apă canal pentru, într-adevăr, pentru a intra în CRAP și pentru a atrage fonduri europene pentru dezvoltarea orașului. Țin să precizez că acum o lună jumate, la începutul lunii februarie, am avut o rundă de negocieri în urma vizitei în oraș și a conferinței de presă pe care domnul președinte al Consiliului Județean Bacău, Dragoș Bene, a avut-o și în care am văzut mesajul pe care l-a dat. Ar fi un moment prielnic, un moment oportun prin care Oneștiul să poată atrage aceste fonduri de 30 de milioane de euro pentru a beneficia de investiții în rețeaua de apă și canal și implicit în calitatea apei. Noi am, pot spune că în câteva zile, 2-3 zile, am fost prezenți la această întâlnire, la o primă întâlnire. Și astăzi vreau să precizez același lucru care l-am făcut acum o lună jumătate. Societatea Apă Canal este dispusă în totalitate de a negocia în continuare predarea bunurilor în așa fel încât Oneștiul să poată beneficia de aceste fonduri. Asta o precizez foarte clar. Nu s-a schimbat nimic de atunci. În perioada asta Societatea, Primăria Onești a solicitat anumite documente din partea firmei. Toate au fost prezentate într-un timp foarte rapid, pentru că știam la vremea respectivă că domnul președinte al Consiliului Județean Bacău a spus că în 3-4 luni de zile am putea beneficia de aceste fonduri europene. Ce am înțeles astăzi este că data s-a prelungit undeva până în decembrie, adică fondurile europene pot fi atrase. Cred că s-a făcut un decalaj, cred că din partea Uniunii Europene pentru toată România. Deci până în decembrie pot fi atrase aceste fonduri pentru orașele din România. Ceea ce este mai confortabil, adică este un timp mai scurt, nu putem să spunem că cineva din noi sau primăria sau noi a fost incapabil de a rezolva foarte rapid și am pierdut aceste fonduri. Comunicatul de presă care a fost transmis de către Primăria Onești scrie ceva care a neliniștit foarte mult atât salariații Societății Apă Canal, cât și o parte de locuitorilor orașului Onești. Se spune în partea a doua a comunicatului că Primăria Municipiului Onești va promova o acțiune de evacuare a stației de epurare Jăvren și a stației de tratare Cuciuri, astfel încât acesta, împreună cu rețeaua de apă și canalizare de municipiu, să fie preluat în cel mai scurt timp de către Consiliul Local, proprietar de drept în infrastructură. Cuvântul evacuare, nu știu dacă a fost fericit ales în acest comunicat. Luni în urma comunicatului, m-am trezit cu telefoane din partea orașului, sunt avut evacuarea. Când spui evacuarea unei stații de tratare, înseamnă că și salariații de acolo, adică pleacă, ies cu toții, cum mai asiguri până la urmă laboratoarele din oră în oră, calitatea, care e o problemă, cea mai importantă problemă pentru orice oraș de pe planetă. De aceea am solicitat o întâlnire la Primăria Onești cu domnul primar și domnul viceprimar, pentru a clarifica, până la urmă, și acest comunicat. Întâlnirea a avut loc astăzi la ora 10. Am fost prezent la întâlnire și cu 3 reprezentanți ai salariaților, adică oameni care au o responsabilitate foarte mare. Mă refer la șefa laboratoarelor, care este incineră Sândulache de la Jăvren și de la Cuciuri, cu șefa dispeceratului Adriana Enache, și cu șeful de secție, ce înseamnă rețea de apă din oraș, Ionic Antoi. Am înțeles că
într-adevăr, cuvântul, termenul a fost cam dur. Nu au avut nici dânsi în... n-au gândit nici într-un fel că evacuarea, adică cuvântul evacuare, am înțeles că este un termen juridic, chipurile, dar nici de cum nu s-a pus problema salariaților. Dacă tot am avut această rundă de întâlniri, sigur că au fost și întrebări puse din partea salariaților, pentru că o neliniște creată în cadrul societății, o neliniște creată în Onești, nu poate să ducă la lucruri pozitive pentru toți împreună. Chiar am sesizat zilele acestea că încasările societății Apă Canal s-au diminuat. De aceea întâlnirea de astăzi este legată, dacă vreți, și un apel pe care o să-l facă și reprezentanții primăriei, îl fac și eu, către toți locuitorii, toate asociațiile de proprietari și agenții economici, să continue cu plățile la zi, pentru că știm foarte clar că avem un program de eșalonare cu compania de apă din Bacău. Trebuie să o facem, pentru că altfel, dacă considerăm de astăzi că ne vom opri să plătim și vom rămâne și vom începe la primărie din partea altă cu zero, ne putem trezi într-o perioadă relativ scurtă că, ne încasând bani compania de apă din Bacău, ne pot opri, ceea ce noi ca asociație nu ne dorim. De aceea mi-aș dori din partea dumneavoastră, pe orice cale posibilă, să liniștim în primul rând locuitorii orașului Onești, să spunem că negocierile pentru preluare se vor face, termenul s-a decalat, am înțeles, deci, repet, s-a decalat, nu mai e un termen de 3-4 luni de zile în care să putem accesa fondurile europene, ce s-ar fi prelungit până în decembrie, ceea ce este timp. În primele discuții de astăzi, din punctul nostru de vedere, nu este cazul de a, zicem, de a înainta un proces de evacuare sau lucruri de genul acesta, pentru că noi, la masa tratativilor, putem găsi soluțiile noi de a le preda în condiții normale, pentru că, până la urmă, dacă e să continuăm pe procese, știm foarte clar și noi că Primăria Onești nu a putut demonstra în procesul care l-am avut că au rețelele. Dacă ne uităm în această adresă în care spun hotărârea de guvern 1347 din 2001, prin care s-a inventariat bunurile comunităților din România, a fost vorba doar de o inventariere, nici de cum acea hotărâre de guvern prin care s-au introdus de către Primăria Onești niște cifre care nu sunt cele reale, s-au introdus acolo, nu înseamnă că ai și actul de proprietate. Tu ai inventariat ceva, dar în spatele inventarierilor trebuie să existe și proprietatea, pe care nici lucrul acesta nu poate fi demonstrat. Dar trecem peste toate lucrurile acestea, pentru că ar însemna din nou un timp îndelungat. Și împreună suntem cu toții conștienți că, până la urmă, nu fonduri europene avem nevoie să aducem bani în Onești, avem nevoie să refacem rețele, care aceste rețele sunt de peste 60 de ani, 70 de ani unele din ele, și cu o degradare înaintată. Chiar dacă noi în ultimii ani de zile am investit și noi și am realizat undeva în jur de 11-12 km de rețea nouă-nouță, în special în zonele care noi le consideram cu pierderile cele mai mari, mă refer la cartierul 6 Martie, mă refer în oraș, în anumite poziții și străzi. Cert este că discuția s-a pus pe salariați, deci salariații să fie preluați de către primărie. Chiar dacă primăria va transfera salariații într-un timp foarte scurt spre CRAB, locul salariaților, 32 de ani au fost de fapt în compania de apă Bacău, RAGC Bacău, acolo de fapt ne-am născut cu toți, acolo au învățat salariații meserie, și după o perioadă de 18 ani de zile, aș putea zice de la privatizare, eu nu eram în perioada aia din 2006, când s-a înființat Onediul, tot de către Consiliul Județean Bacău, 20 de ani am fost în formula asta și ne putem întoarce fără nicio problemă. Salariații și-au spus punctul de vedere,
nu e o problemă, să ne întoarcem. Important și important este ca undeva la sfârșitul lunii aprilie vom avea o adunare generală a acționarilor care se realizează de obicei și se face în toată România, toate societățile de stat își fac bilanțul anului 2015. În ședința din AGA din aprilie se va hotărâ și se va fixa cu termene, cu tot, ceea ce ca administrator unic voi fi împuternicit să semnez, pentru că până la urmă acolo vom ajunge cu toții. Noi ne-am fi dorit ca din comunicatul de presă și o să trimitem o adresă la primărie mâine, prin care solicităm una, două variante pe care și dânsii pot să o facă din punct de vedere legal prin preluare. Noi ne-am fi dorit foarte mult ca să realizeze și cu activul și cu pasivul, adică cu cumpărarea de acțiuni până la urmă. Nu e vorba de un preț vai de mine, pentru că societățile în general de servicii și mai ales cele care au funcționat de ani de zile, zeci de ani de zile în localitățile din România, nu au fost societăți cu profituri foarte mari, ba mai mult au fost societăți care au ajutat o foarte mare parte din populația orașelor, atât la salubritate, cât și la apă, chiar și la termoficare, prin subvențiile care au fost acordate de către primării, guvern la vremea respectivă. Și noi, ca Apă Canal, am sprijinit și avem sume restante la case, în Slobozia, în cartierul 6 Marte, Crucea de Piatră, oameni care au probleme cu veniturile, cu pensii foarte mici. Sigur că pe lângă toate lucrurile acestea, salariații ar fi fost normal să plece mai departe și cu bunurile aferente. Dar înțeleg că e o teamă pe care eu pot să spun că am o experiență mai mare de 18 ani. Am trecut și acum 6 ani, 7 ani prin aceste cifre. Aveam la vremea respectivă, cred că acum 7 ani, era domnul primar Lemnaru. Aveam o datorie pentru că tot așa se întârzia. Aveam avizul de la NRSC pentru aprobare de preț, dar tot timpul se pot verifica datele, ele există. Amânări de câte 6 luni, 8 luni, 9 luni de zile. Diverse forme în oraș de campanii electorale, când erau locale, când erau parlamentare și tot amânat. Ceea ce societatea a înregistrat în perioada respectivă, aveam o datorie la CRAP, cred că undeva în jur de 28 de miliarde de lei. Ceea ce și pentru mine suna foarte grav. Însă cu un program de reeșalonare care l-am făcut la vremea respectivă cu compania de apă din Bacău, în 3 ani de zile societatea a ajuns la zero, adică la zero aș putea spune acum 2 ani de zile, când a crescut acest preț de 2,60 lei, foarte mult, care implicit în preț a ajuns la 7,33 lei, astăzi 6,44. Noi am reușit să-l achităm. Nu este o datorie 4 luni, 5 luni de zile astăzi, care le avem, n-ar fi o datorie foarte mare, ținând cont și de celelalte bunuri. Nu ar intra în discuții pentru a prelua activul și pasivul, pe care, în prima parte, spun că nu au... Societatea înregistrează datorii mari și primăria nu are posibilitate. Eu cred că o discuție cu compania de apă din Bacău, prin a prelua, de fapt, toate bunurile societății, pentru că avem deschidere, inclusiv ca salariații să rămână în acest spațiu. Nu mai gândim numai partea de informatică. Ce ar însemna primăria Onești să preia o lună de zile sau două luni de zile activitatea, ar însemna, în primul rând, să aibă un sistem de facturare și finanții, contabilitate și salarii și tot, pe care noi l-am implementat, mi-amintesc, acum vreo 6 ani de zile. A durat vreo 2 luni jumate numai ca să introducem datele din toate contractele, miile de contracte care sunt în oraș, că sunt mii de contracte. 2 luni jumate să învățăm programul și să introducem totul. Ce ar însemna de mâine să salariații să fie cu mâine în buzunar prin oraș și să nu ai mașini de sundat canale, să nu ai, pentru că atunci dacă nu e activ, nu e nici pasiv, sigur că societatea, ca orice societate din lume, rămâne cu toate lucrurile astea, să-și închidă firma, să vadă ce are de plătit, ce poate încasa, cât judecăți, administrator, sindic, nu mă pricep pentru că n-am trecut prin niciun faliment până acum.
cred și sper ca o discuție cu compania de apă din Bacău să poată lămuri mai clar dacă aceste cifre pot fi preluate direct și atunci crabul, compania de apă din Bacău, să fie cea care să spună am nevoie de toate bunurile pentru începând de mâine să-mi desfășor activitatea normală în Onești, sau preluăm doar salariații și rețelele și de mâine noi știm ce avem de făcut. Deci, până la urmă, suntem dispuși și în ambele variante, avem disponibilitate pentru a realiza asta. Mă întorc din nou la acest apel cu care am început și cu ocazia asta și închei, cam astea au fost discuțiile. O să avem în perioada următoare un schimb de corespondență între primărie și noi. Care ar fi propunerile cele mai bune? Nu avem nimic de ascuns unii cu ceilalți, nu avem de împărțit nimic unii cu ceilalți, pentru că până la urmă interesul este comun, interesul de a reuși în sfârșit după ani și ani să fim la o masă și să putem să atragem aceste fonduri pe care la ora actuală nu știu cine ar putea să le aducă. Eu spun că nimeni. Apelul rămâne în continuare până când se va finaliza toate asociațiile și agenți și populație să-și achite datoria pentru că a putea continua. Toate lucrurile astea nu fac decât să ne asigurăm și calitate, pentru că anul trimite banii și asociații sunt în jur de 30 de asociații din Onești, am ajunge la debranșări în această perioadă pe care nu și-o doresc nici cetățenii din blocurile respective, nu ne dorim nici noi, pentru că producțiile sunt din ce în ce mai mici. Cu regret am aflat și eu despre tragedia care s-a întâmplat la Roma Rice. Bine că n-a fost o tragedie, adică în sensul uman, fabrica am înțeles că este compromisă. Încă un client al nostru de pe rețeaua de apă, pentru o perioadă de câteva luni de zile o să dispară. Să nu uităm că Aroma Rice era unul din importanții noștri clienți ca agenții economici. Aveam factură pe lună de aproximativ 70.000 de lei, 700 de milioane de lei, pe care de mâine nu îi mai avem ca firmă. Deci a nu avea acest cash de 700 și cu toate celelalte ne este foarte greu. Ne este foarte greu de a duce mai departe chiar și și a răspunde foarte bine de laboratoare toate lucrurile care sunt. De asemenea, tot în ședință, adică întâlnirea de astăzi, salariații noștri, Antohii care se ocupă de rețele, a precizat domnului primar și domnului viceprimar ce înseamnă mâine să nu ai cu ce să faci treabă. Avem exemplu din primele luni, sau dacă vreți, cu Târgu Ocna, întârzierea reparației în momentul când s-a intrat în crab, a fost vizibilă. Deci o avarie care la noi în oraș, așa cum și zic că avem o dotare foarte bună, reușim să o realizăm în câteva ore, durau zile. Ceea ce Onești este mult mai mare și ar fi cu probleme deosebite. Pe partea laboratoarelor, de asemenea, Doina, Sândulache, a tras atenția pentru că sunt investiții și probe care sunt de făcut. Eu nu vreau să cerșesc nimic. Sigur, la masa tratativilor se va găsi soluția cea mai corectă. Posibil. Ar putea fi posibil compania de apă din Bacău să spună foarte ferm, nu e nicio problemă, salariații și rețelele, iar noi de mâine avem tot ceea ce ne trebuie. Ion explica că de la DN50 până la DN600 diametrele la țevile din oraș, trebuie să avem câte un cupon din fiecare, că nu știi mâine care să spargi și trebuie să înlocuiești, și electrozi, și aparat de sudură, și toate lucrurile astea. De aceea, în continuare, cred că vom mai avea discuții cu primăria, cu Consiliul Local Onești, inclusiv în a prelua aceste lucruri și a le transmite mai departe către compania de apă din Bacău, dar, sincer să fiu, nu mă pricep foarte bine din punct de vedere juridic. Nimeni nu-și dorește, nici ei nu-și doresc ca eu să semnez ceva și să avem probleme mai departe, cum am predat și cum nici dânsii nu-și doresc, și eu nu doresc ca nici dânsii să aibă probleme juridice pe tema. E un lucru care nu l-am mai făcut până acum, nu sunt exemple foarte multe în România, cred că niciunul. De aceea, cu atenție și cu, până la bună voință din partea ambelor părți, noi trebuie să ajungem la un punct final.
și ne-l dorim cu toții, cert, și cu asta închei, Societatea pe Canal își dorește foarte mult ca investițiile în Onești să realizeze și ca cetățeni, până la urmă suntem cetățenii acestui oraș și că simțim cel mai bine, cel mai bine că e un moment acum favorabil pentru a face acest pas în față. Vă mulțumesc pentru prezență și ori de câte ori va fi în continuare, vom avea informații suplimentare, vă vom ține la curent pentru că sunteți cei mai îndreptățiți să comunicați și cel mai bine să o faceți către populații. De asemenea, nu ne dorim haos, nu ne dorim... Știți foarte bine că se discută în fel și fel. Pe la colțuri, pe la piață, pe la... De ce nu avem apă? Pentru că, de fapt, barajul e plin la Valea Uzului, a fost la baraj și era apă și așa mai departe. În continuare, cred că rețeaua între Târgu Ocna și Onești, sau dacă vreți, între stația Cărăboaia și Onești, ar fi una din cele mai importante investiții care ar asigura continuitatea. Pentru că cu apă canal sau fără apă canal, cu apă municipală Onești sau fără apă municipală Onești sau cu compania de apă din Bacău, orice avarie care se produce între stația de tratare Cărăboaia și Onești înseamnă oprirea apei, sistarea pentru o zi, o zi jumătate și așa mai departe. Dar în viitor, cum foarte mulți cetățeni au discutat și tot timpul spuneau de Onedil, Onedil, noi nu mai eram Onedil de 5-6 ani de zile, ori să mai discute în continuare de apă canal, apă canal, și ori să obișnuiască și cu compania de apă din Bacău, din Bacău. Adică cuvintele acelea frumoase care noi le-am primit permanent, de multe ori, de cele mai multe ori nejustificate, așa se vor îndrepta spre alte direcții. De aceea, noi vrem să liniștim oamenii din oraș, pentru că o evacuare nu se va produce fără ca a avea oameni de specialitate și aduce mai departe calitate și aduce în casele oamenilor apă, o apă bună. Și doi, sigur că datoria corectă pentru a asigura toate lucrurile astea de a face plăți consistente în perioada următoare, pentru că e nevoie, fiecare bănuț este trimis către compania de apă din Bacău, pentru că altfel nu putem funcționa. Vă mulțumesc! Dacă aveți întrebări. Aveți, colegii? Dacă nu, o să vă întrebăm noi. Sigur. Ați spus că ați avut o întâlnire cu reprezentanții primăriei Onești. S-a semnat un protocol, un document, ceva? Aveți încredere, având în vedere că este campanie electorală deja începută la Onești? Așa cum au demonstrat cei din administrația din Onești că nu sunt serioși și probabil ați constatat chiar dumneavoastră personal în cadrul ședințelor de consiliu local că una spuneau când erați prezenți în sală și alte lucruri spuneau după ce ați ieșit din sala de consiliu. Având în vedere aceste elemente, considerați că doar pe vorbe se va realiza această preluare de către primăria Onești? Lucrul acesta, să știți că mi s-a spus de foarte multe lume din Onești. Nu credeți că noi ca cetățeni, până la urmă, oneștenii, am evoluat cu toții în decurs de 20 de ani, 25 de ani de la Revoluție. Și spunea domnul Fântână, oare nu cumva acum vor să facă campanie electorală cu dumneavoastră apă canal, că cu salubritatea, na, au cam văzut toți. Nu aș spune astăzi că dacă tot vorbesc puțin de salubritate, inclusiv salariații nu-și doresc ceea ce s-a întâmplat la Sersal. De aceea au un cuvânt foarte greu de spus în firmă. Poate nu-și dau seama mulți. Un cuvânt foarte greu pentru că sunt oameni cu experiență extraordinară și sunt locurile lor de muncă și nu se joacă nimeni politic cu alte locuri pe care le visează poate alții. Dacă vor să facă campanie electorală, n-au decât și să spună populației ce vor. Eu v-am spus-o dumneavoastră astăzi și le-am spus-o oficial, apă canale sau Onești, este dispusă să negocieze, fără nicio problemă, preluarea. Poate din ei și-ar fi dorit un nu din partea noastră. Și noi să spunem astăzi nu, demonstrați încă un an, doi ani, că până la urmă de 10 ani, 12 ani n-a putut nimeni demonstra ce-s cu rețelele și ce-s cu forță și cu de-astea nu e. După 25 de ani chiar e greu, pentru că în discuțiile care le-am avut luni cu salariații, deja își făceau probleme.
vrem să depunem conform legii documente, să facem meeting în fața așa, să nu ducem la Bacău. Hai să stăm de vorba, adică dacă e să fii, până la urmă, n-am făcut-o de 18 ani. Hai să vedem ce vreți. Poate din candidații care vor fi, nu-i cunosc, dar unii au mai făcut campanie și acum 2 ani pe tema apei și au trimis adrese la primării, la, nu, pardon, la populații. Au trimis și din Samsari și noi suntem cumpărători de apă și vânzători de apă, au crezut că noi chiar facem altceva. Nu, era chiar adevărat că o firmă de servicii înseamnă de a cumpăra ceva și de a revinde ceva. Cu o calitate, cu intervenții, cu reparații și mai departe. Va fi problema lor, numai că se vor face de râs. Punctul meu de vedere. Se vor face de râs în campanie dacă vor miza pe lucrul ăsta. Pentru că, într-adevăr, până în campanie chiar ne dorim și am văzut deschidere și din partea primăriei Onești chiar să rezolvăm această problemă, să nu mai fie o temă. A, că ar putea în campanie electorală, nu că să laude, e o realizare. Eu dacă ar fi să candidez, dar eu nu candidez și nu candidez nici de 20 de ani nicăieri, nici consilier, nici nimic, nu candidez. Sigur că poate aș spune și eu, aș spune, domnule, după 18 ani de zile ne-am așezat la o masă și am rezolvat o problemă care poate fi în avantajul, sigur în avantajul oneștenilor și nu chiar să ne batem, m-aș bate chiar tare cu punul în piept, că uite eu ce am făcut eu, dar că este un punct din care putem pleca, barem următorul primar care va ieși și următorul consiliu local, e un punct de plecare prin care să putem într-adevăr să aducem niște bănuți, să creăm niște locuri de muncă până la urmă, să lucreze niște firme și bine ar fi dacă s-ar putea și cu firme din Onești, adică cât mai multe firme acești bani să fie îndreptați către, să mai creăm niște locuri de muncă, până la urmă orașul nostru suferă din punctul ăsta de vedere. Eu mesaje politice am văzut și acum 4 ani și acum 8 ani de zile, locuri de muncă pentru oreșteni. Asta e singurul mesaj. Și cred că oreștenii s-au plictisit de celelalte. Că lumină, că trotuar, că băncuță, că... Astea sunt lucruri care orice cetățean din orașul ăsta le-ar fi realizat. Deci nu ne batem. Că să facem un spectacol, oricând vreți. Câte spectacole vreți, atâtea facem. Și oricare care suntem aici prezenți și toți din toate blocurile din oraș. Nu asta. Adică ce atragem, cum aducem în Onești. Oneștiul suferă foarte mult, iar prețul la apă, așa scris pe Facebook, pe cetățeni, na, asta e libertatea și democrația de a vorbi. Ei spun, cel mai mare din România, uită să spună că prețul la canal este cel mai mic din România. Că prețul la canal plus apă, ceea ce facturăm noi pentru cetățean în casă, înseamnă 8 lei până la urmă. Și că în țară sunt prețuri de 9 lei și 8,70 și nu suntem cu cel mai mare cum ar veni apă canal. Dar eu zic că va fi problema lor. Cred că temele care le vor avea și temele pe care le așteaptă populația prin care să vină și să spună cum creăm locuri de muncă și concret. Nu numai că eu vreau să creez locuri de muncă. Cred că aici e cea mai mare problemă a Oneștiului. Pentru că și vânzarea noastră de apă, la costurile actuale care le avem pe rețea, pe sistem, apă canal poate să vândă, începând de mâine, încă 100.000-200.000 de metri cubi cu aceleași costuri. Și atunci una e să vinzi 100.000 de metri cubi în plus și mulți cu un leu și 70 cât avem noi din prețul ăsta, se trezești cu 1.700.000 pe lună și se trezești cu 20 de miliarde pe an, se împarți la metri cubi de apă vânduți într-un an și să spui, uite, putem prețul să nu mai ținem 6,44, ci 5,90 lei. Pentru că același lucru ar fi. Dar când dispar de pe sistem și a dispărut toată platforma industrială și a rămas numai populația orașului Onești să plătească apa, mi-am dorit și astăzi am spus-o, dacă o lună de zile primăria Onești, apă municipală Onești, va prelua și va factura, sau 2 luni de zile, 3 luni de zile, va trebui să factureze cu acel 433 care a spus că ăla e legal. Va intra primăria în 3 luni de zile în pierdere. Și vă spun de acum și cu cât, cu aproximativ 10 miliarde de lei minim în 3 luni de zile. Și atunci primăria de noi spune, noi nu avem bani, dar vreți să faceți apă? Păi faceți apă cu 4,33 și să vă arăt că nu puteți. Pentru că așa s-a făcut prețul. Și apoi politică, dacă vreți, și cu asta închei, că era subiect, dacă vreți politic, putem discuta orice. Oamenii discută, spun, dar realitatea. Tu trebuie să faci ceva în așa fel încât să poți face și mâine. Nu numai azi.
că astăzi, acum 2 ani de zile, dacă am fi fost să facturăm cu 4,99, cum s-a cerut, în 3 luni de zile, firma Apă Canal era în faliment și eram într-o situație poate mai rea ca astăzi. Cine de mâine? Că eu închid. Că na, sunt în faliment. Sunt ilegal. Nu am licență. Nu am preț. În România nimeni nu... Dar cetățeanul vrea apă în casă. Și ca să o aduc și mâine și poimne și răspoimne, era singurul preț care se putea face. Deci altul nu este. Și atunci de aceea primăria până la urmă, eu sunt oneștean, lucrul acesta dacă se va întâmpla, se va întâmpla cu o trecere rapidă prin primărie, cum ar veni, într-o noapte, dacă putem spune asta. Deci se preia să semnează și semnează mai departe în 4 întâlniri la ADIB, Asociația Intercomunitară Bacău, de apă, de crap și așa mai departe. Salariații de aici și oneșteanul nu trebuie să simtă lucrul ăsta. Aici noi trebuie să ne pregătim și nu este ușor. Nu este ușor nici din partea noastră, nici din partea primăriei, vă spun. Este chiar, dacă vreți, foarte greu. Dar nu noi, salariații Apă Canal, nu e o fântână cornel, am decis până la urmă desprinderea din regie a Oneștiului și transformarea în IESA în 1996. A fost Consiliul Județean Bacău care a hotărât lucrul ăsta. Nu noi am hotărât ca salariați, eu, Fântână Cornel, nu eram aici, dar nu contează. Nu eu am hotărât privatizarea societății de către statul român. Și acum suntem noi puși, de fapt, cu o conducere, până la urmă, tânără în Onești, da? Până la urmă să o luăm. Sunt niște copii pentru mine, băiatul meu e mai mare decât primarul din Onești, niște copii care, până la urmă, trebuie să găsim în așa fel încât ceea ce facem să facem corect. Și fără rancune, fără ambiții și fără, cum să zic, propagandă politică de campanie și de nu știu ce. Deci, părerea mea, cei care o vor face în fața oneștenilor vor pierde. Deci sunteți optimist până la urmă că aceste negocieri... Trebuie să fim și mai ales, nu e vorba de salubritate. Nu e vorba de o fabrică de pâine. Aici nu e vorba. Salubritatea putea să stea Oneștiu, că avem experiența asta, o luni de zile fără să ridice gunoiul. Omul ieșea din bloc, eu ieșeam din bloc, vedeam gunoiul cu până de un metru, de 2 metri și după o lună te apucai cu lopata, non-stop, zi și noapte, zi și noapte și încărcai și duceai tot gunoiul și îl măturai. Omul intra în casă, casa lui era casa lui, avea apă, avea căldură, avea lumină, avea tot ce-i trebuie, mâncare, își ducea treaba. Apa nu e. Aici apa nu e. Și o lună poți să stăm fără apă sau o săptămână sau nu știu ce. De aceea aici e vorba de maturitate extremă în discuția asta pe care salariații mi-au arătat-o. Au venit și au spus, fără nicio problemă, continuitatea trebuie să fie asigurată minut de minut. Deci nu e vorba că luăm, poate unii își fac calcule, angajăm, nu știu, pe nu știu cine, pe la... nu e cazul. Dacă s-au făcut, s-au făcut prin alte părți. Aici nu e cazul. Aici trebuie să ducă toți cei care își cunosc și n-au decât cei de la Crab Bacău, în decurs de o lună, două, cinci luni, nouă luni, care e cu... Eu zic că n-am așa ceva. Așa spun eu. Mai fi cu șprițul, cum mai fi cu nu știu ce, îl dă afară. Poate organigrama crapului de care nu o cunosc ca companiei de apă din Bacău, va spune după o lună, două, trei, că 1, 2, 3 persoane trebuie să fie restructurate sau lucruri de genul ăsta. Nu putem, dar nucleul puternic și nucleul cu experiență al Oneștiului trebuie să rămână și poate în final vom ajunge în care să fie preluat cu totul, pentru că așa mi-am dorit. Mi-am dorit să plece și cu papuci, și cu pijama, și cu gentuța, și cu peria de dinți, cu tot, pentru că de mâine ai nevoie de toate lucrurile astea. Dar avem încă timp. Eu zic că ne așezăm, pe zi ce trece mai găsim o soluție. Important este că există comunicare. Dacă colegii au întrebări, eu vă mulțumesc. Și eu vă mulțumesc dumneavoastră.